Bună ziua, dragilor! Sunt doctor Petrache și pentru astăzi răspund la întrebarea cum testez rezistența la insulină și ce înseamnă rezistența la insulină. Vă aștept solicitările pentru consultație în clinica virtuală și plan nutrițional personalizat la adresa de mail afișată pe ecran. Pentru astăzi vorbesc despre rezistența la insulină. Ce este rezistența la insulină și de ce este atât de importantă testarea ei? Ei bine, se pare că principala cauză de apariție a diabetului zaharat tip 2 este rezistența la insulină. Practic, insulina nu reușește să-și ducă la îndeplinire rolul din diverse motive, iar pancreasul produce insulină în exces pentru a contracara această problemă. În timp, hiperproducția de insulină va duce la epuizarea pancreasului și la apariția inițială a prediabetului și apoi a diabetului zaharat tip 2. Este bine să vă testați rezistența la insulină pentru a afla dacă sunteți predispuși la diabet zaharat. Nu vă recomand însă să testați rezistența la insulină dacă deja suferiți de prediabet sau diabet zaharat tip 2. De asemenea, nu este recomandat să faceți acest test dacă suferiți de boli cronice inflamatorii, precum sindromul ovarelor polichistice, tiroidită, reumatism articular acut și așa mai departe. De ce nu? Pentru că orice boală inflamatorie crește insulinorezistența, iar cronicitatea bolii o face practic de necombătut. Nu există pacient obez sau cu patologie cronică inflamatorie care să nu sufere de un anumit grad de insulinorezistență generată de boala în sine. Bineînțeles că, în cazul pacientului obez, rezolvarea vine din scăderea în greutate, însă, în cazul celorlalți pacienți, rezolvarea insulinorezistenței este problematică. Vă recomand însă să vă dozați indicele HOMA pentru insulinorezistență și să vă prezentați la un medic diabetolog pentru interpretare. Nu vă recomand însă să vă puneți diagnosticul singur în funcție de intervalul de referință observat pe buletinul de analize, situație cu care m-am întâlnit frecvent în ultima perioadă în cabinet. Cam atât pentru astăzi, sunt dr. Petrache și până data viitoare aveți grijă de sufletul și de corpul vostru.